vedeți situația actuală din Transnistria? Au recentele provocări potențialul de a atrage regiunea separatistă în conflictul dintre Rusia și Ucraina? Și care ar fi implicațiile pentru Republica Moldova? Bine, potențialul nu putem să-l neglijăm, bineînțeles, așa cum au spus și alți politicieni de acasă și din Ucraina. Desigur, dacă, ipotetic vorbind, dacă Rusia arată că a reușit să cucerească Nicolaev și arată că și înconjurat Odessa, desigur, aceasta ar fi o escaladare periculoasă pentru viitorul Republicii Moldova, pentru stabilitatea sa. Acesta ar fi un factor care ar putea încuraja anumite elemente destabilizatoare din Republica Moldova să recurg la anumite acțiuni nedorite. Dar ceea ce vedem noi acum în Ucraina ne dă o anumită siguranță că acest scenariu va rămâne ipotetic și nu se va întâmpla. Plus, între timp, armata ucraineană este mult mai puternică și mult mai abilă de a-și apăra și mult mai bine echipată cu armamente moderne care să contracareze astfel de încercări ale armatei ruse de a ajunge la Odessa. Și cred că armata ucraineană a demonstrat foarte bine că regiunea Odessa și Basarabia de Sud este foarte bine păzită și orice apropiere a navelor maritime, militare, ruse de către țărmul de la Odessa este plin de riscuri. Până în prezent, deja câteva nave, dacă nu greșesc, 4 nave militare au fost distruse. Chiar ieri una a fost avariată foarte grav. Și de asemenea și apărarea antiaeriană este foarte, foarte bună. Deci nu cred că Federația Rusă sau militarii ruși se vor încumeta să ne atace, dar bine, rămânem conștienți de acest pericol, luăm și noi măsuri de consolidare a securității noastre interne. Cu siguranță nu vom fi luați prin surprindere și nu vom permite ca situația să fie destabilizată în Republica Moldova. Ce ține de Transnistria, noi menținem în permanență legăturile de comunicare cu ei, avem un dialog constant cu ei. Există dialog? Există, sigur, există. Chiar imediat după acele prime atentate, să spunem, care din punctul nostru de vedere au fost organizate și perpetrate de anumite elemente dornice de război, care nu sunt majoritare în regiunea transnistreană, a avut loc o întâlnire între așa zisul lider Krasnoselski al regiunii transnistreene și șeful, prim-ministrul pentru reintegrare, care este și șeful nostru la masa de negocieri, deci șeful delegației la masa de negocieri, Oleg Serebrean, un diplomat cu experiență, s-au întâlnit, au discutat deci, și au făcut un schimb de păreri și opinie referitor la. Deci dialogul a fost. Și plus la aceasta, între timp, a avut loc și noi avem, dacă nu greșesc, 11 grupuri de lucru între regiunea transnistreană și Chișinău. 11 lucruri de lucru pe diferite subiecte. De exemplu, chiar în perioada aceasta, de când a fost declanșat acest război de către Federația Rusă, au avut loc câteva ședințe ale grupului de lucru pe sănătate. De asemenea, au avut loc 3 ședințe a grupului de lucru pe sănătate. De asemenea, a avut loc ședința de lucru pe dezvoltarea transportului auto și a infrastructurii drumurilor. Deci dialogul continuă, nu doar pe subiecte politice și de securitate, dar și pe subiecte de soluționare a unor probleme
majore sociale și economice importante pentru cetățenii noștri din regiunea transnistriană. În continuare, eliberăm documente, pașapoarte și buletine de identitate cetățenilor noștri. Conform datelor noastre, în regiunea transnistriană avem înregistrați peste 350.000 de cetățeni, dintre care 341.000 de cetățeni au deja pașapoarte moldovenești ale Republicii Moldova și 341, deci, da, și 316 au buletine. Da. Deci noi suntem în continuare conștienți de problemele care există și facem tot posibilul ca să menținem permanent această atitudine de ajutorare a cetățenilor noștri de acolo. Plus, în ultimii 5 ani a fost eliberate peste 25.000 de permise de conducere moldovenești cetățenilor noștri. Din ce cunoaștem și societatea din cetățenii noștri din regiunea transnistreană nu doresc acest război, nu vor să se implice în acest război. De asemenea, comunitatea de afaceri din regiunea transnistreană nu dorește acest război și nu are niciun interes, pentru că aceasta ar avea un impact major, o escaladare ar avea un impact major asupra bunăstării cetățenilor din regiunea transnistreană și asupra economiei regiunii transnistreană, pentru că 54% din comerțul lor, din exportul lor pleacă pe piața Uniunii Europene. 39% din importurile lor vin din Uniunea Europeană. Uzina metalurgică de la Râbniță, pentru a funcționa, are nevoie de metal uzat din România. Exportul lor pleacă de acum încolo spre Constanța, nu spre Odessa, pentru că portul de la Odessa este blocat. Relațiile lor comerciale cu Federația Rusă de asemenea sunt afectate grav de acest război și la fel ca și oamenii de afaceri de pe malul drept al Nistrului caută noi piețe de desfacere și sunt interesați în menținerea acelor legături care deja există. Deci ei la fel devin tot mai conectați la piața economică a Uniunii Europene. Peste 2280 de întreprinderi din regiunea transnistreană sunt înregistrate în Republica Moldova și datorită acordului de liber schimb comprehensiv și aprofundat semnat de noi cu Uniunea Europeană, ei beneficiază de toate privilegiile și oportunitățile pe care le oferă piața Uniunii Europene.